Mergem mai departe. Acum o femeie de 32 de ani a fost ucisă cu bestialitate de cumnatul ei. Bărbatul a înjunghiat-o de 42 de ori. Totul ar fi pornit de la un scandal în familie. Criminalul s-a certat cu iubita lui, iar sora femeii prezentă la discuție a spus acesteia să-și ia copilul, să plece și să vândă apoi casa pe care o împărțea cu bărbatul. Cuprins de furie, bărbatul a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat cumnata. Medicii care au ajuns acolo n-au mai putut face nimic ca să o salveze. Individul a fost reținut de polițiști și va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.